Iată, sunt la restaurantul Doina, unde avem această selecție de litere, cu un font ca înainte. Iată-mă și pe mine, roșu frumos, am și papuci ca să mă integrez cât de cât cu geriatria de aici. Aici e foarte multă geriatrie, că n-ai baza de tratament. Și aici avem programul. A fost un mic dejun excelent, deci excelent. Mâncare din belșug, caldă, tot ce trebuie. Și el este renovat. De ceva vreme, da, na, rămas asta ușe ca la club. Aici un ficus, semn de dinainte. Și ce mai e, cred că un semn de dinainte sunt aceste mici întrânduri. Și mai ales, ups, e lipită, să nu cadă. Asta e chiar din malahit, ce frumoasă e. Era ca înainte. Pot să zic că renovarea asta... Dar au rămas arcadele astea, de le puteam vedea de sus. Iată, aici avem și masa cu oamenii mei, inclusiv mămica. Au mâncat, v-a plăcut micul dejun? Excepțional. Mai bun ca la Agora. Da, da, a fost, iată, aici am avut și gem, cănuța asta ca înainte, da, în care se pune gemul de fructe de pădure excelent, asta cu cremă. Cremă de brandy ceva, inclusiv paino șocolat, nu știu cum se... Foarte bun și farfuriuțile astea cu margine aurie. Iată. Și aici cafeluță, selecție de suc, e super. Și aici barul, mamă, și aici aveți, au rămas astea cu cinzanul, așa. Genul ăla de așezare, chiar dacă e mai pe modern. Aici se poate prăji pâinea. Și aici au mai rămas mici indicii. Mici. Cum ar fi aceste două păhăruțe, care sunt fix anii 80, Gloria. Deci asta a fost renovat în 2006. Mi se pare super frumos cum a persistat spiritul. Eu l-aș fi renovat ca înainte. Nu chestiile astea, că Gloria aia de 2006. Dar poate pentru unii, tocmai Gloria asta reprezintă ceva relaxant și plăcut. Beats me, fiecare cu nostalgia lui. Dar... Asta cu gheridonul, cu fix așezarea, doar că a fost făcută din pal și nu din lemnul ăla. Iată, avem și pisici. Abia așteaptă. Opa! Mă, miroase atât de puternic ca mare. Așezările astea. Pisica! Wow! Și băncile astea! Ce mă bucură băncile astea! Eu am ieșit în papuci pe aici. Mă încântă că pot să fac asta. Îmi dă o relaxare excelentă. Iată, structură de beton la Doina. Adică chiar e ofertan la Doina, recomand, mă simt foarte bine. Nimeni nu-mi zice nimic, mâncarea chiar e foarte bună, curat, căldură, un preț bun. Și aici mici indicii ale gloriei de altă dată, cum îmi place mie. Iată. Ah. Probabil aici a fost o orchestră ceva. Nu știu, dar cred că e un mare complex ăsta. Mai... Na. Să întâmpine toți turiștii străini. Ah, și covorașul ăla l-a jurat la mine acasă. Și scăunelul, și măsuța. Aici deja se prezintă renovat. Mulți oameni apreciază renovarea asta. Eu nu apreciez spiritul modernității. Iată, se vede acolo, ah, ce frumos. Iată cum se vede. De ce nu-l apreciez? Pentru că acest spirit al modernității aduce hyperconsumul. Hyperconsumul nu mai înseamnă relaxare. Deloc, deloc, nicio relaxare. E zgomot, gălăgie, gen mamaia. Sau Ibița.
În articolul pe care l-am citit aseară, înainte să adorm, printre sfărăiturile mamei mele, se sublinia puternic cum toată această zonă, mai zic o dată, a fost gândită pentru relaxarea totală. Și domnul Cezar Lăzărescu, arhitectul șef, a insistat pe cât mai multă verdeață. Iată, Hotel Bâlea ăsta a rămas ca înainte. Ah, cât de frumos e cu Bâlea ăla și ce recunoscătoare sunt acestui telefon, pentru că pot să fac așa zoom in, zoom out, cinematic. Da, domnul Cezar Lăzărescu și spațiile lui verzi, o încântare. Numai că acum au început să le ciuntească în tot Olimpul. Mi-e și groază să merg să văd că au mai răsărit nu știu câte. Iată, Doina, un pic, cred că pot să merg și la clinică în papuci. Pisicile alea sunt foarte frumoase și drăguțe. Nu știu ce-i cu structurile astea de lemn. Cu up. Aici, acces interzis persoane străine. Nu cred că am luat-o bine. Adică trebuie să învârtesc, mă... Wow, miraj! Ce-o fi asta? Interesant. Mirajul litoralului de altă dată. Fix. Asta fac eu acum. Mirajul litoralului de altă dată. Doina de data asta.